Lucrările de modernizare a străzii Grivița din municipiul Călăraș, strada având o lungime de peste 2,5 km, au debutat la începutul acestei săptămâni cu tronsonul Bulevardul Cuzavodă, strada Tudor Vladimirescu. Potrivit proiectului, a cărui valoare este estimată la peste 8,9 milioane lei, pe porțiunea Bulevardul Cuzavodă, strada Dorobanți, se va reconfigura carosabilul la trei benzi, iar pe restul străzii Grivița se vor amenaja un număr de 205 parcări laterale, acolo unde lățimea străzii permite. Municipalitatea anunță că, urmarea reconfigurărilor propuse de proiectant, se vor scoate arborii și se vor replanta alții, iar iluminatul se va reface complet. Lucrările de modernizare a trotuarelor și a spațiilor verzi se vor derula în funcție de graficul lucrărilor de introducere în subteran a rețelelor electrice aeriene de distribuție a energiei electrice, cât și a rețelelor de telecomunicații, lucrări efectuate de operatori. Modernizarea străzii Crivita ar urma să fie gata în vara anului viitor.